Unul dintre jucătorii care vor evolua în tricoul echipei de fotbal CSM Alexandria este Alexandru Dinu, fostul jucător al echipei naționale de juniori. Tânărul în vârstă de 21 de ani are peste 20 de meciuri internaționale jucate cu echipa națională de juniori. În palmaresul lui Alexandru Dinu se mai adaugă și cele 20 de meciuri de Liga a doua, jucate în tricoul celor de la Pandurii Târgu Jiu. În noua formulă, antrenamentele oficiale ale celor de la CSM Alexandria sunt în plină desfășurare, iar conducerea clubului spune că echipa are șanse de promovare în Liga a doua. Pentru returul campionatului sperăm să avem un parcurs foarte bun, să prindem locul 2 pentru baraj. Ne vom bate, am demonstrat că suntem o echipă foarte ambițioasă. Am pierdut într-adevăr câteva puncte pe teren propriu, dar am și câștigat la echipele fruntașe punctele înapoi. Sperăm că returul de campionat pe care o să-l avem începând în luna martie să fie foarte bun și foarte să avem o comportare foarte bună și dacă ne menținem în cum am plecat după primele trei etape, ne menținem parcursul, cred că vom fi acolo la locul 2 să mergem către barajul care ne asigură locul spre promovare. Echipa de fotbal CSM Alexandria se află în acest moment pe locul 5 în clasamentul Ligii a 3-a.